Angajații de schimbul 2 din Mina Lupeni s-au revoltat după ce au constatat cu stupoare că măsura reducerii lucrului timp de 4 zile pe săptămână s-ar putea aplica și la această unitate. Sindicaliștii sunt de părere că această măsură va provoca doar proteste. Aflând că săptămâna de lucru ar putea avea doar 4 zile, angajații au devenit nemulțumiți și au refuzat să coboare sub pământ. La schimbul 2, spre surprinderea mea, atât sectoarele auxiliare cât și cele de producție m-au chemat în sala de pontaj, pentru că oamenii sunt nemulțumiți de măsura reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, program care se pare că la Lupeni se dorea a fi aplicat mai extins și pe activitatea de subteran. Sunt vizate sectoarele transport și sectorul general. Vrem să vedem acum ce soluție vom găsi ca această măsură să nu fie aplicată extins. Dacă nu ajungem la un acord, oamenii au spus din nou că nu vor intra în șut, a declarat la finalul protestului Darius Câmpreanu, lider al sindicatului Muntele de la Mina Lupeni. Liderii de sindicat au purtat discuții cu directorul executiv Cosmin Chiuzan și spun că de marți există șansa ca angajații să mai protesteze și la alte unități, în același motiv, al reducerii timpului de lucru și implicit al reducerii salariului.